1 decembrie la București a avut loc Cupa României la Kempo tradițional rezervat juniorilor și seniorilor, unde au participat aproximativ 200 de sportivi de la 22 de cluburi din țară. La acest eveniment foarte important din calendarul sportiv național au participat și tinerii de la Clubul Sportiv Agvila Giurgiu, antrenați de profesorul Ion Chelu. Medalii de aur au obținut Andrei Draghia, Sorin Băluță, Claudiu Peiculeasa și Vlad Surcel. Alți 5 sportivi au obținut medalii de argint, în timp ce au adus acasă bronzul 9 tineri de la Agvila. Ulterior, pe 4 decembrie, la Sibiu s-a desfășurat Cupa României la Kempo Kickboxing, rezervat juniorilor și seniorilor, acolo unde au participat 220 de sportivi de la 25 de cluburi din țară. Profesorul Ion Chelo și cei pe care îi antrenează s-au întors cu 4 medalii de aur și 5 medalii de bronz. Aurul a fost adus la Giorgio de Mario Matei, Șerban Roventu, Claudiu Peiculeasa și Tiberiu Nedelea.